La munte, vremea rămâne în continuare capricioasă, iar carosabilul poate oferi surprize șoferilor. Drumul este semnalizat corespunzător, ceea ce arată că încă se află în lucru. Despre Transalpina, în continuare, drumul rămâne cu regim de șantier. Nu putem să folosim termenul se deschide oficial. Nu! Nu putem deschide un drum oficial care nu este al companiei. Nu este DN-ul, nu e drum național, este un șantier pe care, sigur, acum se circulă, ciobanii merg, e normal să meargă acolo unde au amplasate stânele, pe partea de nord, înspre Hunedoara, cei care, să le zicem, fac exploatări forestiere, să nu zicem altfel, mai cară lemne. Zăpada nu s-a topit în totalitate în zona Urdele și în zona Păpușa, așa că șoferii care vor să tranziteze Transalpina trebuie să manifeste maximă prudență. Au fost montați acei parapeți pe care noaptea ei au dat la o parte, dar noi am făcut semnalizarea foarte clară. Drum în lucru, pericole unui drum în lucru. Atenție la viteză, atenție la faptul că nu există parapeți, atenție la faptul că în acea zonă se circulă foarte greu. Nu este drum național. Este un șantier și acum un an și acum 2 ani s-a circulat. Mulțumim Dumnezeu că nu au fost evenimente deosebite. Sperăm să nu fie. Lucrările pe Transalpina vor continua pe viitor, însă termenul de reluare activității nu este cunoscut în momentul de față. Cert este că șefii Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi vor rezilia contractul cu firma care s-a ocupat de lucrări. Lucrările sunt realizate în proporție de 85%.